eveniment cultural-artistic de excepție. Cea de-a doua ediție a spectacolului Reghin Plai de Cânt și Joc va avea loc în data de 14 noiembrie de la ora 18 la Casa de Cultura Tineretului George Enescu din Reghin. După succesul înregistrat la prima ediție, organizatorii au decis ca în acest an programul să cuprindă și mai multe momente. Este un eveniment care a ajuns de fapt la a doua ediție. Am avut anul trecut o primă ediție care s-a bucurat de un foarte mare succes și am zis că ar fi păcat să nu mergem mai departe, să continuăm, dar data aceasta un pic mai complex activitatea. Anul trecut am restrâns-o din mai multe considerente și iată, astăzi am încercat să reunim acești mari, le spunem noi, pentru că așa și sunt interpreți ai Reghinului, important interpreți ai Reghinului, pe această scenă a Casei de Cultură. Evenimentul va cuprinde un recital susținut de Ana Almășan Ciontea și numai puțin de 10 interpreți vor face deliciul publicului. Este vorba de Anca Brana Neamțu, Anuța Toncean, Mihaela Botoș, Maria Neag, Gabriela Merdar, Corina Covaciu Florea, Dumitru Gliga, Sorin Pantea, Doru Pop și Florin Vos. Am chemat-o pe doamna Ana Almășan Ciontea să ne încânte cu vocea, cu glasul dânsei și cu experiența în acest domeniu, aducând cântecul, portul mai aproape de sufletul nostru. De fapt, este o activitate în registru folcloric. Acești interpreți ai Reghinului și nu numai vor fi acompaniați de Orchestra Casei de Cultură Municipală Eugen Icoară. Avem ansamblul folcloric Doina Mureșului, condus de Valerica Frandăș, și mai avem încă un ansamblu folcloric Vatra Dorului, condus de Stelian Friciu. Și pe lângă aceste ansambluri avem și câteva momente vesele, așa cum v-am obișnuit deja, create de trupa de teatru din culisea Casei de Cultura Tineretului. Coordonatorul acestei trupe este referentul cultural Ana Maria German și alte surprize plăcute, zic eu, vor fi și o să fie o activitate complexă care sper să aducă bucuria și autenticitatea acestor meleaguri ale noastre, pe registru folcloric, bineînțeles. Organizatorii evenimentului sunt Primăria Municipiului Reghin și Consiliul Local, Casa de Cultură a Tineretului George Enescu, care va și găzdui spectacolul, și Casa de Cultură Eugen Icoară. În data de 14, pică într-o zi de vineri, așteptăm cu tot dragul să vină la această activitate. La ora 18 începe o activitate care se dorește a fi una pe măsura așteptărilor tuturor. Coordonatorul întregului proiect este Marcel Naste, directorul Casei de Cultură a Tineretului, iar prezentator va fi Simina Cota, realizator TV. Intrarea la eveniment este liberă.